Bună, draga mea! Sunt Lunala! Dacă ești născută la 23 octombrie, ai o personalitate și atractivitate luminoase, ceea ce face ușor să atragi atenția și să câștigi fani. Mintea, farmecul, aura de superioritate și încrederea în sine sunt atât de puternice încât oamenii te consideră incapabilă să greșești. Combinația dintre umor și intuiție îți permite să găsești un limbaj comun cu oricine. Inteligentă și activă, ai toate calitățile pentru a obține succesul în orice întreprindere. După ce ai decis să faci ceva, începi imediat să îndeplinești sarcina și poți fi enervat atunci când vorbești cu cei care trebuie împinși și trași înainte. Este foarte rar posibil să obții stabilitate în toate aspectele vieții tale. Oricât de greu încerci să-ți echilibrezi energia, o zonă va rămâne mereu inafectată. Cumva contradicția te însoțește în toate. Te plictisești repede de monotonie și cauți deseori divertisment. Prin urmare, ceea ce de obicei deprimă și pare dificil pentru alții, ție-ți poate plăcea. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: răbdare, independență, voință puternică, determinare, dorința de a învăța secretele vieții și ale morții, prudență. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice. Curajoasă și activă, nu știi întotdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa îți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot degenera în mângrie și încăpățânare arogantă, iar setea de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecărei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate. Cinismul și aroganța, mânia și sporovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru suspiciune, precum și încredere în atitudinea bună a celorlalți din jurul tău, pentru sinceritatea ta. Ești o persoană extraordinară. Te caracterizezi prin calități speciale, adesea contradictorii, dar care fac personalitatea ta memorabilă. Tu nu lași pe nimeni indiferent. Ești iubită, inspiri teamă, respectată fără margini. Apreciezi loialitatea și devotamentul, iubești dreptatea, ești gata să lupți pentru adevăr până la sfârșit. Personalitate puternică, autosuficientă și sigură pe sine, aproape că nu pierzi. Și dacă se întâmplă o pierdere, o vezi ca un pas pe calea către obiectivul care s-a schimbat în timp. Ai un talent real pentru improvizație și, prin urmare, îți place să faci față situațiilor pe măsură ce apar. În plus, ești impulsivă și dacă există vreo oportunitate de a te manifesta, nu eziți să folosești impulsivitatea. Când ai sentimente negative sau critice în raport cu mediul tău, îți exprimi punctul de vedere deschis. Întrucât nu-ți place obscuritatea și elocvența excesiv de evazivă, discursul tău îi poate jigni pe alții. În funcție de cercul social, mediul de lucru și mediul cultural, cei obișnuiți să aprecieze sofisticarea în orice pot considera că ești nepoliticoasă sau prea simplă.
Ai talentul de a organiza sau de a conduce grupuri existente de oameni. Datorită farmecului și simțului umorului bine dezvoltat, poți fi o personalitate foarte populară. Ești predispusă la obsesie, gelozie și comportament exigent în relațiile personale. De-a lungul vieții, trebuie să înveți cum să renunți cu calm la putere și să încerci să găsești dragoste nelimitată, ceea ce este mult mai important pentru tine. Întrucât ești atrasă irezistibil de aventuri de diferite feluri și dificultăți, adesea joci rolul unei eroine care vine la salvare, te găsești adesea în centrul evenimentelor captivante. Chiar dacă ai fi cea mai calmă și mai stabilă persoană, trebuie să te temi de instabilitate și chiar de pericolele care te înconjoară literal la fiecare pas, deoarece duci un stil de viață activ și nu pasiv. Există multe oportunități pentru creșterea și perfecționarea ta. La nivel de relații personale și spirituale, poți obține un succes mare pe tot parcursul vieții. Și dacă nu, atunci devii senzualistă, primește energie din diverse situații interesante. Echilibrul, refuzul de a încerca să ieși de pe calea ta, găsirea păcii în tine, acestea sunt pietrele tale de temelie. Te distingi față de alți nativi din Scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești atentă, corectă, sofisticată și pașnică. Ai o natură fermecătoare, pasională și atractivă. Ești înconjurată constant de fani care luptă pentru atenția ta. Ești amoroasă și romantică. Te predai simțurilor fără a privi înapoi. Ești gata pentru orice pentru iubitul tău. În timp, devii geloasă și solicitantă. Cum afectează data de 23 octombrie soarta ta? Principala caracteristică a ta, care determină toate celelalte proprietăți ale caracterului, este combinarea dorinței de armonie cu sine și cu lumea din jurul tău, cu o aversiune la constanță și rutină. Tu rezolvi acest paradox în mod ingenios și inactiv, preferi improvizația în muncă și relațiile cu oamenii, iar intuiția îți spune cum să faci această improvizație cu succes. Datorită acestei abordări a oricărei afaceri, alții te consideră adesea impulsivă. O astfel de reputație te ajută să asiguri pe ceilalți că ești întotdeauna sinceră. În fața persoanelor prea vulnerabile sau rigide, poți face o impresie respingătoare. Cu toate acestea, ascunzi lumea ta interioară vulnerabilă și complexă în spatele măștilor. Mâna ta iscusită poate, dacă este necesar, să țină un membru rebel al colectivului în control, iar dacă va fi necesar, să înveselești un membru slab al colectivului, și vei face aceste lucruri cu ușurință. Totuși, percepi respingerea conducerii cu durere. Prin urmare, ai întotdeauna dificultăți să părăsești orice postă de conducere, ceea ce poate duce la mari probleme, atât pentru tine, cât și pentru cei din jurul tău. Prin urmare, este necesar să educi în tine independența de societate și de orice statut social. Ar trebui să-ți amintești că cei din jurul tău își vor rezolva multe dintre problemele lor fără participarea ta. Tu parcă adori răsucirile neașteptate ale sorții și povești ascuțite din viața ta. În același timp, preferi să acționezi ca un cavaler în armură sclipitoare, salvându-i pe alții atunci când sunt în pericol. Astfel de atitudini de viață îți pot aduce uneori probleme grave, așa că nu ar trebui să uiți de prudență. Dacă, din anumite motive, nu reușești să te realizezi în tot felul de acte extraordinare sau în conducerea altora, atunci te închizi în tine. O astfel de situație servește ca un impuls pentru îmbunătățirea spirituală de sine, ceea ce este benefic. Dragoste și compatibilitate. Emoțiile tale sunt foarte volatile. Uneori, experimentezi un conflict între iubirea de libertate și dorința profundă de o alianță stabilă și de durată. Dacă reușești să o creezi, devii un partener pasional, grijuliu, dar exigent. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației Pești, Rac sau Taur. Bărbatul Pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul Rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine,
va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rareori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficientă fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ai o personalitate foarte atractivă. Atragi cu ușurință atenția celorlalți. Ai capacitatea unică de a câștiga imediat credibilitatea. Ești deșteaptă, fermecătoare, carismatică, încrezătoare în sine și foarte puternică. Ești înconjurată de o aură de excelență. Mulți te consideră adesea incapabilă de eroare. Ești activă și energică. Astfel de calități fac posibilă obținerea succesului în orice afacere. Studiezi cu sârguință, ești responsabilă în muncă. Îți stabilești obiective realizabile și mergi cu încredere spre ele. Natura ta contradictorie este surprinzător de stabilă în activitatea profesională. Nu ești înclinată la schimbări de dispoziție, ești fidelă idealurilor tale. Ești pregătită pentru a face orice pentru succesul tău. Ceilalți se pot baza pe tine fără teamă. Tu te străduiești pentru excelență, faci orice afacere cu o garanție de rezultat. Pentru aceasta, tu cauți oportunități, atragi resursele necesare. O abordare profesională a afacerilor este apreciată de șefii tăi. Sănătate și boli. Ar trebui să fii atentă la orice accident. În plus, trebuie să-ți controlezi starea de spirit pentru a nu te răni pe tine însăți sau pe ceilalți. Suprimarea agresivității nu este un remediu, ci un mod de a combate boala. Cu toate acestea, limitarea emoțiilor poate avea un efect somatic negativ asupra inimii și a organelor interne ale abdomenului. Pasiunea pentru activități liniștite, grădinărit și cultivarea legumelor, stăpânirea sau îmbunătățirea abilităților culinare, precum și comunicarea cu natura îți sunt foarte utile. De asemenea, îți sunt recomandate exerciții active zilnice, muzică și dans, sporturi non-extreme. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o personalitate hotărâtă și puternică, cu un caracter ferm. Ești harnică, te poți afirma în orice domeniu de activitate, poți fi un specialist excelent. În viață vor fi neplăceri, dar vei avea puterea de a depăși toate dificultățile și obstacolele. Dacă există o dorință puternică de a îmbunătăți condițiile vieții tale, de a crea o viață mai confortabilă, atunci vei putea face acest lucru, să creezi condiții excelente, înconjurându-te de lux și bunăstare. Sfaturi pentru tine. Suprimarea agresivității și reținerea emoțiilor este plină de probleme psihologice. Caută oportunități de a lăsa aburul să iasă,
Pentru a nu-ți face rău ție și celorlalți, caută stabilitate, pace și armonie. Nu abuză de control. Totul poate fi aranjat fără intervenția ta. Ascultă părerile rivalilor tăi, chiar și dușmani, află cum au ei succes și învață din asta. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile. Într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică. Dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se roagă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle. Este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine. Cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acvamarină sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lenjerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.